Salutare tuturor! Sunt Stellarium și azi o să vă prezint povestea polițistului care a jefuit o bancă. Dați un ochi și pe canalul meu din descriere, unde pun episoade super interesante. Nu poate fi adevărat. Kateri Fogelman își amintește că asta a spus atunci când soțul ei i-a arătat imaginile captate de camerele de supraveghere în care se vedea tâlharul care teroriza zona de luni de zile, jefuind mai multe bănci. Kateri și soțul ei îl cunoșteau pe bărbatul din imagini. Femeia crescuse într-o familie de polițiști și credea în lege și ordine. Știa că va trebui să-l denunțe pe tâlhar, dar nu era ușor pentru că acest tâlhar era chiar tatăl ei. Era cunoscut sub numele de Snowbird Bandit, polițistul care jefuia bănci. După ce și-a înăbușit țipetele cu un prosop ca să nu-și sperie copiii și a stat câteva minute în genunchi plângând, Kateri a reușit să se adune și a pornit către biroul șerifului împreună cu soțul și cu mama sa pentru a-și denunța tatăl pe nume Randy Eder, un fost detectiv în poliția din Los Angeles. Deși știa că trebuie să facă acest lucru, Kateri se simțea atât de copleșită încât a leșinat în fața biroului înainte de a intra să dea declarație. Tâlharul care jefuise 5 bănci în perioada martie-iulie 2015, adunând aproape 10.000 de dolari, a fost poreclit Snowbird Bandit de către forțele de ordine datorită faptului că era destul de în vârstă și avea părul alb. Dar nimeni nu bănuia că acesta este un fost polițist. La câteva ore după ce Kateri l-a denunțat, câțiva agenți care se ocupau de caz l-au localizat pe Randy Eder într-o parcare din apropiere de Rancho Santa Margarita și l-au arestat. Când ofițerii i-au arătat bărbatului de 70 de ani fotografia surprinsă de camerele de supraveghere datorită căreia a fost cunoscut, acesta a spus: "M-ați prins. Cred că ar trebui să chem un avocat." Familia lui și ofițerii de poliție erau toți șocați. Cum se putea ca un fost polițist, un bărbat de familie și lider al comunității să fie Snowbird Bandit? Radolph Bruce Eder s-a născut în 1944 și a fost crescut de un fermier din Artesia. Faptul că a crescut într-o fermă de animale l-a făcut să învețe să fie muncitor. Familia lui spune că a avut o copilărie grea, deoarece tatălui era alcoolic și uneori violent. Eder a servit în armata americană în timpul războiului din Vietnam și a fost trimis și în Panama, unde a lucrat la Comandamentul de Investigații Infracționale. După ce s-a întors în America, bărbatul a absolvit cu brio Academia de Poliție din Los Angeles și și-a început cariera de polițist. La mai puțin de un an după ce a finalizat studiile de Academia de Poliție, pe 8 iunie 1968, tânărul de 23 de ani răspundea la un apel în care erau raportate focuri de armă la hotelul Ambasador din apropiere. Eder își amintește că a fost unul dintre primii polițiști care a ajuns la fața locului atunci când a fost asasinat senatorul Robert F. Kennedy. El declara într-un interviu dat în 2017, când era în închisoare: "Am ajuns la fața locului și l-am văzut pe Kennedy întins pe jos. Era întins cu fața în sus într-un lichid care provenea de la rană. Creierul zdrobit arăta ca o mucoasă." Eder a jucat un rol și în arestarea suspectului pe nume Sirhan Sirhan și a escortat-o pe soția lui Kennedy la spital. În 1968 a fost un an memorabil pentru Eder și pentru că în acel an a cunoscut-o pe femeia care avea să-i fie soție, Susan Hackworth. Aceasta locuia în apartamentul de lângă al lui și după ce a reușit să o convingă să iasă cu el, cei doi au devenit foarte apropiați și s-au căsătorit în luna septembrie a acelui așa an. Cuplul a avut doi copii, un băiat pe nume Andrew, care s-a născut în 1971, și o fată pe nume Kateri, care s-a născut în 1975. După un început promițător, cariera lui Eder în poliție avea să devină una de succes. A fost promovat destul de repede la gradul de detectiv și a făcut parte dintr-o forță de elită care lupta împotriva crimei organizate. Una dintre principalele misiuni ale echipei era să-i prindă pe cei care jefuiau bănci, aceasta fiind o problemă foarte mare cu care poliția se confrunta în acea perioadă. Eder a participat la prima astfel de misiune pe 24 martie 1969. O alarmă a fost declanșată la United California Bank din Los Angeles și Eder, împreună cu echipa lui, a ajuns acolo exact când tâlharul încerca să fugă cu banii. Când a văzut poliția, hoțul a intrat înapoi în bancă și ofițerii de poliție l-au găsit ascuns într-o baie de la etajul al doilea. După ce l-au arestat pe Robert Lee White, polițiștii au aflat că acesta era Wildshire Bandit, care nu doar că jefuise 9 bănci din zonă, dar era căutat și în Texas, unde era poreclit Blue Blazer Bandit. În 1971, Eder a ajuns primul la un incendiu și cum nu erau semne că pompierii vor ajunge acolo prea curând, Eder a intrat în clădirea care se umplea de fum și a început să-i scoată pe cei care locuiau acolo, cărându-i în brațe pe cei care erau intoxicați cu fum. Eder a intrat în clădire de cel puțin 7 ori și a salvat viața a 25-30 de oameni. După toate aceste eforturi eroice, a primit o medalie pentru curaj.
Pe măsură ce reputația lui creștea și Eder aresta tot mai mulți infractori, bărbatul a fost promovat la detectiv de omucideri, unde a participat la multe cazuri faimoase, cum ar fi capturarea lui William Bonin, cunoscut sub numele de Freeway Strangler și care a violat, torturat și omorât peste 20 de băieți. A fost implicat și în capturarea lui Richard Ramirez, celebrul criminal în serie poreclit Night Stalker, care a violat și ucis cel puțin 13 persoane în 84 și 85. Eder s-a pensionat din poliție în 1988 și s-a concentrat asupra familiei și a comunității. Bărbatul era un familist devotat și îi plăcea să se joace cu nepoții, să pescuiască în ocean și să facă muncă voluntară la centrele pentru tineri. A fost și printre membrii fondatori ai echipei de fotbal american a poliției din Los Angeles, Centurious Football Team. Eder a ajutat echipa să strângă peste o jumătate de milion de dolari pentru copiii care se aflau într-un centru din Los Angeles. Bărbatul s-a oferit voluntar ca antrenor și la echipa de fotbal american a liceului Dana Hills și atunci când câțiva dintre băieți din echipa de fotbal au avut ceva probleme cu legea, Eder a mers la tribunal în numele lor. Dar pe lângă toate aceste calități, Randy Eder avea și o parte întunecată. Bărbatul a avut mereu probleme cu alcoolul. A început să bea mult imediat după ce a fost chemat în armată și chiar printre polițiștii care consumau destul de mult alcool în anii 60 și 70, era considerat un băutor înrăit. În 1973 a mers la Alcoolicii Anonimi și a reușit pentru prima dată să renunțe la alcool chiar înainte ca fiica lui să se nască. Dar cum avea de-a face constant cu crime oribile în timp ce lucra în poliție și în viața personală avea probleme financiare cauzate de costurile tratamentului de cancer al soției, bărbatul s-a întors din nou la alcool. A început să bea din nou în 1983 și lucrurile au scăpat de sub control destul de repede. A avut chiar o perioadă în care locuia într-o mașină abandonată în port și nu-i păsa dacă moare sau trăiește. Soția lui, pe nume Susan, își amintește cum în acea perioadă a sunat-o pentru a-și lua la revedere. Își pusese un pistol încărcat la tâmplă și spunea: "Vreau să-i pun capăt vieții mele pentru că nu mai pot. Totul este groaznic." Din fericire, Susan l-a convins să nu facă și Eder s-a lăsat din nou de băut în 1996, iar asta le-a salvat și căsnicia. Dar din cauza băuturii și a stării lui de sănătate, bărbatul nu a mai putut profesa ca detectiv particular și cuplul a trebuit să-și vândă casa pentru a plăti facturile medicale. În anul 2000, cei doi trăiau doar din pensia de polițist de 2800 de dolari pe care Eder o primea și se descurcau greu, chiar dacă primeau ajutor din partea fiicei lor, Kateri. În acea perioadă, Eder a început să aibă probleme și cu jocurile de noroc. Deși băutura a fost problema lui cea mai mare, bărbatul avea de ani de zile probleme și cu jocurile de noroc și mergea constant atât la cazinouri cât și la curse de cai. De data asta a început să joace online direct de acasă și datoriile se adunau lună de lună. Eder a fost obligat să ia împrumuturi și să-și retragă banii din fondul de pensii după ce a pierdut până și banii de chirie. Acela a fost momentul în care fostul polițist a decis să recurgă la ilegalități. Pe 20 martie 2015, Eder a intrat în California Bank and Trust din Dana Point la ora 1:45 PM într-o vineri. Bărbatul purta o șapcă și avea la el un pistol. A mers la o angajată a băncii și i-a dat acestea un bilet prin care îi cerea bani. Câteva minute mai târziu, bărbatul a plecat de la bancă cu puțin peste 1700 de dolari. Eder a petrecut următoarele câteva luni fără să mai comită vreo infracțiune, dar după ce a pierdut din nou bani la pariuri, a comis un nou jaf pe data de 22 mai. De această dată, bărbatul a mers la o sucursală a băncii First Citizen Bank, aflată în apropiere de locuința lui din Rancho Santa Margarita, de unde a plecat cu aproape 1200 de dolari. Pe 11 iunie, la o zi după ce fiica Catherine împlinea 40 de ani, Snowbird Bandit a lovit din nou. De această dată, suma a fost de 944 de dolari și banca pe care a jefuit-o era Wells Fargo din Mission Viejo. Pe 6 iulie a furat cea mai mare sumă de până atunci, 3600 de dolari, de la o sucursală US Bank din Landera Ranch. Eder și-a promis că acesta este ultimul jaf, dar până la jumătatea lunii iulie bărbatul rămăsese din nou fără bani și își făcea griji în privința chiriei. Pe 21 iulie s-a întors la aceeași sucursală, First Citizen Bank, pe care o jefuise în luna mai. De această dată bărbatul a plecat cu 1600 de dolari. Dar bărbatul care locuia la doar câteva străzi de banca respectivă și care nu purta mască a fost înregistrat de camerele de supraveghere și poza lui a fost făcută publică, ceea ce a dus și la prinderea lui. Într-o perioadă de doar 5 luni, din martie până în iulie 2015, Eder a comis 5 jafuri și a furat în total peste 9.000 de dolari înainte de a fi denunțat chiar de familia lui. În dimineața de după ultimul jaf, în timp ce soția și fiica lui dădeau declarații la poliție, Eder era la o cursă de cai sperând să mărească suma pe care o avea prin pariuri.
Din nefericire, norocul nu a fost de partea lui în acea zi. Bărbatul a pierdut peste $1000 înainte ca soția lui, îndrumată de poliție, să-l roage să meargă într-o parcare să o ia. Bărbatul de 70 de ani a fost arestat în parcarea respectivă fără incidente și poliția a găsit în servieta lui un pistol de calibru 38 și bilete la pariuri de peste $1000. A fost acuzat de jaf și putea primi până la 20 de ani de închisoare, iar cauțiunea a fost stabilită la $200.000. Deși Catherine știa că a făcut ceea ce trebuie atunci când și-a denunțat tatăl, femeia era convinsă că bărbatul era foarte tulburat atunci când a comis jafurile. Starea lui Adder de sănătate a avut de suferit după incidentul din 71. Intoxicarea cu fum i-a provocat bărbatului pneumonie și bronșită cu care s-a luptat ani de zile, iar în 2010 acesta a suferit un anevrism, în urma căruia a fost necesară o operație la inimă care a durat 9 ore. Mai târziu a făcut și septicemie de la o infecție rezultată în urma operației și a petrecut 3 luni la terapie intensivă. În 2013, Adder a făcut 6 atacuri de cord și avea probleme și cu rinichii, pentru care făcea dializă de 4 ori pe săptămână. Catherine îi spunea că doctorii lui nu îi mai dădeau nici o șansă și că erau convinși că și creierul bărbatului fusese afectat grav. Catherine îi spunea că observase și ea în ultimii ani că mintea tatălui ei părea să nu mai funcționeze și este convinsă că aceasta este cauza deciziilor greșite pe care fostul polițist le-a luat. La tribunal, bărbatul a pledat vinovat când i s-au adus acuzațiile pentru jafurile comise. Faptul că a pledat vinovat, vârsta, starea de sănătate și faptul că a servit comunitatea de-a lungul vieții l-au făcut pe judecător să-l condamne pe Adder la 7 ani de închisoare pentru jafurile pe care le-a comis. Adder a fost adus la închisoare cu securitate scăzută din Terminal Island, California, pentru a-și servi sentința. Faptul că în unele dintre jafuri a folosit o armă a făcut ca Adder să fie considerat periculos, dar în închisoare pentru un fost polițist este riscant. Când a fost condamnat, Adder i-a spus judecătorului: "Se pare că mi-am distrus viața. Mi-este rușine că le-am făcut rău unor oameni nevinovați și sunt pregătit să suport consecințele." Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să intrați și pe canalul Stellarium pe care îl aveți în descriere. Pe curând!